starea ta de bine. Încălțăminte și talonete personalizate. Ciorapi compresivi. Ortopedica. Specialiști în soluții de mers. Ortopedica. Mereu alături de tine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Iată-ne din nou, dragi prieteni, am trecut astăzi cu glonțul pe la ureche, era să rămânem fără Liviu Dragnea, puciștii au încercat să-l dea jos din Parlament, să-și piardă capul chiar la Camera Deputaților pe care o conduce de atâta amar de vreme. A fost o mini-revoluție acolo, până la urmă a eșuat, Liviu Dragnea scapă dintr-un atentat politico-terorist, să spunem așa, cred că pentru a treia sau a patra oară. Multe au fost, nu mai vorbesc de atacurile interne, hackerești din astea de tip Africa de Vest, de tip Benin și Togo, la care a fost supus în propriul partid. În ultima vreme însă pare că este atacat din toate pozițiile. Astăzi a fost o tentativă de puci la Camera Deputaților, până la urmă marele lider PSD-ist a scăpat. L-ați văzut cu mustața mijită la televizor. Marile lui meciuri sunt mai nou cu șpicărițele, cu reporterițele pe care le tot îngână, le tot trimite nu știu pe unde, cum făceau pe vremuri antrenorii de fotbal cu Elena Popa și cu Dochița Moșoianu, pe care le trimiteau la cratiță de fiecare dată când indicau punctul cu VAR acestea din urmă. La fel se întâmplă și cu Liviu Dragnea, că doar aici nu-l mai recunosc. În rest, sigur, atitudinea lui este aceeași, însă are o nervozitate dintre asta care nu îi se potrivește. La el șmecheria, calmul, viclenia merg mână în mână. Liviu Dragnea retras, tăcut, așa, pe care îl vedeți întotdeauna imperturbabil la televizor. O fie el un pachet de nervi în interior, dar până acum nu lăsa să se vadă foarte des acest lucru. Se pare că în ultima vreme îi pasă de ce spune lumea despre el, fiind considerat călăul națiunii. Liviu Dragnea supraviețuiește totuși, și asta spuneam, a fost foarte aproape să-și piardă postul, însă iepurele său, locotenentul său, Florin Iordache, din poziția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, a scăpat și acesta, până la urmă, cu poarta goală și cu un cadru neoficial. Opoziția a reușit să-l străpungă pe Liviu Dragnea, dar nu se validează. Era ridicat fanionul în exterior. Asta după ce Marilen Pirtea preluase ședința în calitate de vicepreședinte, a obținut prin vot demiterea lui Dragnea Nicolae, ignorând Partidul Social Democrat, spuneam însă votul a fost invalidat. Încercarea merită reluată, spune opoziția, și până la urmă s-ar putea să reușească într-o zi ca Liviu Dragnea să fie schimbat din fruntea Camerei Deputaților. Ar fi prost. Pentru că noi ne-am obișnuit cu această stare, ne-am obișnuit cu el acolo, sigur că vin sărbătorile, vine sfârșitul de an, îi țâțâie curul opoziției să-l schimbe pe Liviu Dragnea de atâta vreme, însă hai să fim serioși la cum decurg lucrurile în România, să nu ne înțelegeți greșit. Totuși, situația asta, status quo ăsta în Camera Deputaților, în Senat, în ministerele doamnei Dăncilă, e mai bine decât să ardă țara așa cum vedem în alte părți. Lăsați-l pe Liviu Dragnea în funcția lui, că voi l-ați ales. Așa spune și el. Mai reamintit acest lucru, o să o reamintim de fiecare dată când va fi necesar. Există într-adevăr o democrație imbatabilă, aceea a prezenței la vot, a alegătorului, a individului, a enoriașului, spuneți cum vreți. Numai că atenție, dragi români, sunteți liberi să votați, aveți dreptul să vă exercitați această misiune pe pământ, numai să nu uitați un lucru esențial pe care îl tot propovăduim noi de atâta timp. În momentul în care ați votat,
acest vot se întoarce împotriva voastră. Da? Asta este marea dramă a democrației. Ai dreptul să votezi, dar e ca atunci când ții un fier de la încins în mână sau în labă. În momentul în care ai votat, începe numărătoarea inversă și practic tu nu mai ai nicio putere. Asta este până la urmă reversul medaliei în democrație. Deci fiți foarte lucizi, fiți foarte înțelepți, precauți atunci când vă îndreptați cu cățel, cu purcel spre urnele de votare. Că vine un an 2019 electoral din toate punctele de vedere, cum ar fi spus Nea Traian, un an electoral. Da, așa, este un an electoral, multă, foarte multă implicare. Așa este, domnul președinte. Foarte multă implicare, va fi cu multă presiune, da? Și până la urmă o mare miză. Numai să nu uite oamenii că atunci când au pus ștampila, ea se întoarce automat împotriva lor. Cel puțin la noi așa se întâmplă lucrurile de când e lumea. Reacția lui Florin Iordache ne interesează, pentru că este excepțională, după ce opoziția a declarat că l-a revocat din funcție pe Liviu Dragnea. A fost o zi tristă în Parlamentul României din dorința de a schimba niște persoane, s-a mers prea departe. Toate lucrurile trebuie să respecte niște norme minimale, Constituție, regulament. Astăzi de dimineață, și-a continuat speech-ul Florin Iordache, datorită unui eveniment nedorit, colega noastră Carmen Moldovan a fost chemată la DNA. Ce, domnul Iordache, chiar așa se întâmplă? Evenimente nedorite nu sunt de tipul ăsta. Evenimentele nedorite sunt când te duci pe stradă și îți cade o piatră în cap. Sau când stai în stația de tramvai, cum stătea pe vremuri marele nostru editorialist Tudor Octavian și nu-i mai venea tramvaiul. Alea sunt evenimente nedorite, nu că te cheamă la DNA. Păi stați un pic, cum să te cheme la DNA dacă tu n-ai făcut niciodată nimic? Uite, așa o să spună și Cosmin Gușă zilele următoare. E un eveniment nefericit, m-au mai deschis un dosar, m-au trimis în judecată, el a spălat sute de milioane de euro. Băi, în condițiile astea, sigur că pot interveni evenimente neplăcute. Evenimente neplăcute sunt când se pregătești să te instalezi în fața televizorului și cade curentul, sau îți cade cablu, sau îți cade internetul. Alea sunt evenimente nedorite, neplăcute, dar nu că te-a chemat la DNA într-o bună dimineață. Păi trebuie să te cheme într-o zi, în mod evident. Asta nu-i ghinion că te-a chemat la DNA. Fantastică expresia acestei nulități de Florin Iordache. Astfel, Dragnea m-a împuternicit pe mine. Nimic ieși din comun, pentru că asta se face oricum prin rotație de către vicepreședinți. Am constatat astăzi încălcarea regulamentelor. Eu nu puteam introduce pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu încălcarea regulamentului. Am spus că nu e nicio problemă, putem ajunge la revocare, dar cu o singură condiție, să se respecte regulamentul. Colegii din opoziție au făcut în pauză o ședință de partid. Au făcut un simulacru de vot. Când am solicitat noi vot și au scos cartelele și au plecat. Toate trebuie făcute cu respectarea regulamentului. Deși Raluca Turcan, care a înviat în opoziție, spune că domnul Dragnea a fugit. Păi când vorbești în decembrie, mă rog, doamna Turcan n-are probabil o foarte mare cultură politică, îndrăznesc să afirm. Dar doamna Turcan, fiți un pic mai precaută cu vorbele, firea al dracului de limbă. Când spui în decembrie a fugit, domnul Dragnea, și cheamă și Nicolae, a fugit, îți vine într-adevăr să te gândești că îl de sus este alături de tine. Deci, mai ușor cu termenii ăștia, unde a fugit? În Iran? Unde a fugit domnul Dragnea? Să știm și noi. Că astăzi este foarte ușor să fugi. Am înțeles că se pregătește și Cosmin Gușă să ne lase cât de curând. El se va refugia în Ungaria, probabil, la prietenul lui Vizer, și nu o să-l mai putem extrada niciodată. O să vedeți că acolo se va ajunge și vom avea toate țările astea vecine și prietene, ne vor deține cât un mare fugar. Madagascarul, Costa Rica, Serbia și Ungaria, până la urmă, n-are cât mai poate să stea și Gușă în România, să fim serioși. Da? Ai spălat sute de milioane de euro și tu rămâi în România când de la Oradea până la frontieră sunt 5 km. Dă-o dracului de viață. În fine. Deci, domnul Dragnea a fugit,
a captura statul român și prin interpuși, exact așa cum fac infractorii. Cel mai umil și mai slugarnic interpus, asta ne pică bine, este acest Florin Iordache. Realitatea este că majoritatea, nu, aia e altă realitate, asta e realitatea doamnei Turcan. Realitatea este că majoritatea PSD-ALDE nu mai există, punct. 2. Liviu Dragnea este revocat din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Florin Iordache este revocat din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce bine ar fi fost. Din păcate, domnul Marinescu nu mai e la televizor, l-am înlocuit noi. Că ne-ar fi spus cineva în clasa 4-a, a 5-a, când deja îl imitam pe George Marinescu toată ziua la școală și râdeam de el, de Șoloc, de toți proștii aia pe care îi vedeam la televizor, dar dacă ne-ar fi spus cineva atunci în clasa 5-a, Dumnezeu, o să ajungi în locul lui Marinescu la televizor. Adevărat că n-am ajuns la TVR, slavă Domnului, asta înseamnă că am fost un jurnalist onest, n-am avut nicio pilă, dar chiar așa, pe vremea aia, televiziunea era una singură, nimeni nu-și putea imagina că pot fi două televiziuni. Noi nu aveam niciun viitor acolo în Transilvania, nici măcar TVR2, nu l-am fi prins încă 30 de ani. Stați liniștiți, nu exista niciun fel de șansă în sensul ăsta, deci noi nu aveam decât un singur post de televiziune, TVR-ul ăla clasic, am fi zis cineva că o să ajungă în locul lui Marinescu la televizor, uite că astăzi îl regretăm și ne-l amintim că ne-a trimis doamna Turcan pe piste false. N-a fugit doamna nicăieri, Liviu Dragnea, este un fake news, este o dezinformare, din păcate este printre noi și încă o dată a scăpat, bă, o fi ca Yasser Arafat. Știți că și ăla a scăpat din 4 accidente de elicopter, de nu știu câte accidente de mașină, până la urmă a murit de sida, se pare, sau a fost otrăvit în cele două variante. A fost dezgropat, s-au luat după aia tot felul de mostre din ADN, dar nu știm nici astăzi cu siguranță ce s-a întâmplat cu el, care a fost cauza decesului lui Yasser Arafat. Este că l-ați și uitat. Noi nu l-am uitat, stați liniștiți. Deci poate că Liviu Dragnea să semene aici undeva la caracter, undeva la destin, cu exagerăm, bineînțeles, cunoaștem politică și istorie, dar o facem așa de dorul lelii, că până la urmă asta ne-a mai rămas bășcălia pe sfârșit de an. Bun, ce spune Liviu Dragnea? Nu e prima dată când au cerut revocarea. Astăzi am văzut încă o încercare disperată de a prelua cu jap ca o instituție. Așa este, a spus-o și noi, a fost o tentativă de puci. Așa au vrut și cu guvernul, și cu parlamentul, și cu România. Ăsta e stilul lui Iohannis. Dar nu e al lui Băsescu. Chiar v-ați lăsat cu băsismul ăsta, nu-l mai înjurați pe Nea Traian. Cum să fie al lui Iohannis? E al lui Nea Traian. Deci corectăm. Noi este stilul lui Băsescu, așa cum a luat cu jap ca și casele din Sibiu. Mă rog, cum a luat flota, sau cum a luat Dobrogea, sau cum a luat Marea Neagră, sau cum a luat Constanța. Deci ăsta e președintele nostru, Băsescu Zapciu. De câteva săptămâni bune, o parte dintre liberali și foști membri PSD se lăudau că l-au în spate pe Băsescu. Plus ce am auzit azi de la Florin Iordache, nici eu, nici el nu știm dacă acel deputat PNL spunea adevărul. I s-a propus lui Florin Iordache cu mandat clar de la președintele Băsescu, că dacă te ridici de pe scaun și faci lucrul ăsta, te voi pune președintele PSD-ului. Ce urzeli! De asemenea, o coincidență în care nu crede nimeni, doamna Mihălcescu a fost chemată la DNA. Pentru că era unul dintre vicepreședinți, la doi le făcuse cerere de revocare, ca să rămână doar Pirtea, care a fost racolat ca domnul Coldea, să rămână el să conducă ședința. În condițiile astea, nu știu dacă președinția europeană ne cade bine, Juncker a spus că nu sunt probleme. La noi sunt disensiuni politice, dar ce are Sula cu prefectura? Da? Contradicțiile astea politice n-ar împiedica România să conducă totuși Europa timp de 6 luni. Ma, problema este că împiedică. Pentru că o situație politică tensionată, numai urzeli, vedeți ce-i în mintea lui Liviu Dragnea, poate să o dezici că e o muiere din traia care se ferește să fie văzută, da, are nu știu câți amanți și își face în cap toate scenariile ca să nu o prindă soțul. Deci sunt niște fantasmagorii astea lui Dragnea, da, toate văzute, numai n-am pomenit statul paralel.
Asta i-a lipsit, sau poate că ne-am retras noi cu notesul de acolo ca să ne întoarcem repede în redacție, să apucăm să facem textul. L-a pomenit pe Coldea, bineînțeles. I-a pomenit practic pe toți, bă. Deci toate sunt, dacă venea Codrin Ștefănescu lângă el, el adăuga și cu statul paralel. Deci în momentele astea nu suntem pregătiți să conducem nimic, dacă ăsta vede peste tot cu japca. În ce sens cu japca? Adică, domnul Dragnea, spuneți-o clar, sunteți pe viață ales în funcțiile astea pe care le dețineți, președintele Camerei Deputaților, șeful Partidului Social Democrat și practic șeful din umbră al României, că a numit-o pe doamna Dăncilă, care e o semi-analfabetă, doar ca să vă faceți mendrele acolo, sunteți pe viață în toate funcțiile astea. Altfel nu există japcă în democrație. Asta ți-e soarta. Au venit ăștia, te-au luat pe sus, pe trebuie să fii pregătit. Nu mai poți să dai după aia vina pe arbit, dar ce sunteți, Nea Mircea? Da? Lăsați-o, dracule, ați pierdut, asta e. Bă, încă n-ați pierdut, da? Să strânge lațul, să pare. În fine, l-a atacat până la urmă Liviu Dragnea, dar modest, așa cum te-a atacat Giovanni, avea 3-4 cuvinte în vocabular și tot pe alea le repeta. N-a fost un mare atac la adresa lui Victor Ponta, pe care l-a considerat un mare bărbat care s-ar ascunde după fustele Ralucă-i Turcan. Păi n-ar fi rău. Ce un bărbat, un mare bărbat. Kennedy, de exemplu, era un afemeiat absolut. A fost considerat cel mai mare președinte.